Observând realitatea lumii noastre, putem afirma că există doar două religii. Una începe cu voința liberă a omului, iar cealaltă cu suveranitatea lui Dumnezeu. Prima spune trebuie să faci ceva pentru Dumnezeu, iar cea de-a doua declară ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru tine, tocmai pentru faptul că tu nu ai putut face. Haideți să ne întrebăm ce auzim mai mult predicându-se? A face sau despre ceea ce s-a făcut deja? Episodul turnului Babel, pe care îl regăsim în uh, Cartea Genezei, în capitolul 11, arată aceste două idei de bază prin folosirea expresiei haideți să. Ele sunt exprimate, aceste uh, cuvinte, atât de om, uh, cât și de către Dumnezeu. Oamenii au spus acolo, haideți să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la cerul, la să ne facem un nume. Asta este religia bazată pe voința omului. Începe cu omul și cu efortul lui. Dar exact aceleași cuvinte, în exact același context, sunt folosite și de către Dumnezeul Triunic. Și acesta spune, haide să ne, da, Dumnezeul Triunic în trei persoane, haide să ne coborăm. Aici este religia harului suveran, care vine către păcătosul depravat și facilitează păcătosului capacitatea de a se pocăi și de a crede. Orice altă religie spune ce trebuie să facă omul ca să ajungă la Dumnezeu. Creștinismul este singura religie care spune ce a făcut Dumnezeu ca să ajungă la om. Tocmai din acest motiv al naturii sale păcătoase. Astfel, în acest episod și în următoarele, doresc să observăm de ce omul este incapabil să-l cunoască prin propriile puteri pe Dumnezeu. Iar pentru asta. Vom privi spre inima descoperită a omului și vom intra în culisele acesteia, unde vom descoperi păcatul și depravarea ființei umane. Ce înseamnă că omul este păcătos? Că toată ființa lui este afectată de păcat. Această învățătură a păcatului și a depravării umane susține că toți oamenii sunt afectați în mod profund de păcat. Și că această influență a păcatului se extinde asupra fiecărei părți al ființei umane: minte, voință și inimă. În esență, această învățătură ne prezintă faptul că păcatul a afectat complet și total fiecare aspect al naturii umane. Termenul de păcat se referă la acea separare a omului prin fapte și nu numai de voia și standardele lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă să încălcăm sau să ne abatem de la normele și standardele divine, implicând adesea o gândire, vorbire sau o acțiune care contravine voinței lui Dumnezeu. Dar, în cadrul învățăturii despre păcat, vis-a-vis -vis de natura păcătoasă a omului, considerăm că păcatul nu este doar o acțiune izolată, ci o realitate adânc înrădăcinată în natura umană. Astfel. Oamenii nu sunt priviți doar ca făcând lucruri rele din când în când, ci ca având o natură profund afectată de păcat. Pe scurt, omul este în esență rău din toate punctele de vedere. Vechiul Testament și Noul Testament sunt la unison în această privință, afirmând împreună că în cartea profetului Ieremia, în capitolul 17, inima omului este nespus de rea și de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? De altfel, în Noul Testament, în epistola către Romani scrisă de Apostolul Pavel, acesta afirmă că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Mintea umană urăște această doctrină, această învățătură despre faptul că omul este păcătos, că omul este depravat. Nu există ceva mai împotrivitor religiei moderne. Perspectivei psihologice și filozofice a omului contemporan cu privire la natura acestuia decât adevărul cu privire la starea lui păcătoasă, la depravarea lui. Adevărul absolut, și trebuie să spunem asta pe bună dreptate, neprovocat, care este predicat în marea parte a cercurilor academice de astăzi, este că omul e în esență bun. Dar adevărul Bibliei cu privire la: Starea omului spune exact contrariul. Este adevărat faptul că Biblia indică cum mediul înconjurător joacă un rol important în modelarea individului. Cu toate acestea, Biblia identifică și că rădăcina tuturor problemelor om omului nu, nu, nu este societatea, nu este mediul uh, înconjurător, nu, ci este inima rea și egoistă acestuia. Să vă dau un exemplu. Așa cum soarele și ploaia nu ar putea face ca din pământ să iasă nici măcar o plantă dacă mai înainte nu ar fi fost pusă o sămânță acolo. Tot așa niciun context rău nu ar produce roade rele dacă potențialul pentru rău, sămânța răului, nu ar fi fost mai dinainte în inima noastră. Fiecare dintre noi este în stare, dacă nu ar fi harul Domnului, să fie cea mai rea persoană care a trăi vreodată pe pământul acesta. Și dacă obiectezi față de această afirmație, probabil că nu ești creștin, deoarece asta spune Scriptura. În momentul în care este acceptată această învățătură despre starea noastră păcătoasă, complet depravată a omului, știți care devine singura speranță pentru noi? Harul suveran al lui Dumnezeu, favorul lui, bunătatea lui. Doresc să fim mântuit. Hristos îți spune și să crezi și să te pocăiești. De aceea vino la cel care a venit să te răscumpere din starea ta păcătoasă, din starea ta depravată, de căzută. Dar dacă ești mântuit, mulțumește mare marelui păstor al oilor că te-a căutat și te-a luat pe tine a pierdută din văile umbrei morții. Totuși, ce nu vrem să spunem prin această învățătură a faptului că omul este complet păcătos, că este complet depravat. Ei bine, această învățătură nu înseamnă că omul nu are niciun fel de conștiință sau niciun fel de simț al binelui și al răului. De obicei, oamenii au parte de un impuls puternic în a face binele și tot așa au remușcări când fac răul. Asta dovedește că omul păstrează în el rămășițe de la momentul creației. Și asta este și ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, la versetele 14 și 15, că neevreii care nu au legea împlinesc din instinct cerințele legii, prin aceasta ei care nu au lege sunt lege pentru ei înșiși. Ei arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, conștiința lor aducă mărturie, iar gândurile lor acuzându-se sau scuzându-se între ele. În al doilea rând, ceea ce nu vrem să spunem prin această învățătură Faptul că omul este total decăzut, este că nu presupunem că toți păcătoșii ar fi lipsiți de orice fel de calitate folositoare societății. De exemplu, Maica Tereza și Albert Schweitzer au fost oameni deosebiți din punct de vedere omenesc. Lumea, pe bună dreptate, este un loc mai bun pentru mai mulți oameni datorită lor și a ceea ce ei au făcut. Cu toate acestea, înaintea Dumnezeului Sfânt, ei sunt niște păcătoși vinovați. Nici măcar binele pe care l-au făcut nu le conferă har sau merite înaintea lui Dumnezeu. Și ei, asemenea tuturor celorlalți, trebuie să fie născuți din nou. Au fost aceste persoane mai bune decât Hitler sau Jeffrey Dahmer, da, un criminal în serie? Da, sigur că au fost, dacă judeci doar din perspectiva standardelor societății noastre. Dar cântăriți bine următoarea întrebare. Este posibil unii ca Stalin sau Mao Zedong să fie mântuiți prin har și să meargă în cer? Și cu toate acestea, cu toate acestea, unii precum Maica Tereza sau precum Schweitzer să rămână pierdut spiritual și să meargă în iad din pricina neprihănirii lor de sine? Răspunsul este da. Ambele situații sunt posibile dacă le judeci folosind standardele lui Dumnezeu. Imaginați-vă un templu religios, bombardat și ruinat, care încă poate să mai conțină fragmente din pilaștri frumoși sau părți intacte din zidurile frumos pictate. Cu toate acestea, nu mai este un loc adecvat pentru chinare. Deși izolat, găsești părți nedistruse, per total este cu totul ruinat și nu poate fi folosit în scopul pentru care a fost construit. Omul, într-adevăr, are rămășiții de la creație din Eden, dar este cu totul ruinat de păcat, în ceea ce privește abilitatea și dorința de a-L iubi și a-I se închina lui Dumnezeu. În episodul următor, vor răspunde la întrebarea cum arată, care este portretul omului depravat, păcătos, așa cum scriptura ne prezintă.